noastre, doamnelor poetese, domnul poet, critici profesori, fost combinat în Slavă Doșan. Am asistat în sala Consiliului Local la ședința solemnă cu mare bucurie și în fiecare an așteptăm aceeași bucurie la Slavă Doșan. S-a amintit de câteva lucruri excepționale despre Botoșani. Eu vreau să vă întăresc câteva date statistice despre Botoșani. Spunându-vă în felul următor, că este județ cu cele mai multe personalități din țară. Una din 261 bucurate personalități. Județul cu doi sfinți. Sfântul Iacob Cozevitu, Iacob Romanu, de la Borodeștea, din cel mai dor de plin al țării. Și Sfântul Onufrie de la schitul Boronii, acolo unde au ucenicit și fostul patriarh Teoptist. Este județul cu al doilea din țară, ca suprafață de lucru de apă dulce. Al doilea baraj din țară, la Sfânta Costă și cu frații noștri, am dorit. De la București, la Botoșan, dacă vii, găsești un singur indicator cu Botoșanul la Romani, 115 km. Probabil dacă se chema județul Eminescu, în mod sigur apărea pe mai multe indicatoare. Încă o dată vă spun bine ați venit la Botoșan. În mod special astăzi să aveți inspirație.